De ce cred în autoritatea divină a Vechiului Testament? Ce spune Iisus Hristos despre Vechiul Testament? Primul rând, Domnul Iisus spune că are autoritate divină. Iisus a declarat autoritatea divină a Vechiului Testament, afirmând că este cuvântul scris al lui Dumnezeu. Este scris: omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. De asemenea, este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Pleacă, Satanul, i-a răspuns Iisus, căci este scris: Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. El a insistat că Vechiul Testament a fost inspirat de Duhul lui Dumnezeu, spunând cum atunci David, fiind insuflat de Duhul, a scris. De asemenea, Domnul Iisus a spus despre Vechiul Testament că este nepieritor. Iisus a declarat despre întregul Vechi Testament: să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii, am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte să se fi împlinit toate lucrurile. De asemenea, este de nezdruncinat. Dacă legea a numit Dumnezei pe aceea cărora le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu și Scriptura nu poate fi desfințată, expresia nu poate fi desfințată este echivalentă cu este infailibilă. Iar Iisus a folosit-o pentru întreg Vechiul Testament. De asemenea, Domnul Iisus a spus că Vechiul Testament este inerant, adică adevărat în totalitate, fără erori. Iisus le-a declarat saducheilor: voi sunteți în eroare pentru că nu cunoașteți Scripturile, care nu greșesc, și nici puterea lui Dumnezeu. Iisus a declarat: cuvântul tău este adevărul. Biblia nu poate greși, deoarece este cuvântul lui Dumnezeu, iar Dumnezeu nu poate greși. Este scris: trăiți prin orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu. Pavel a spus: Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși. De asemenea, Vechiul Testament este coerent din punct de vedere istoric. Iisus a afirmat istoricitatea lui Iona, spunând că și după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa și Fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. De asemenea, Domnul Iisus a afirmat istoricitatea potopului. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, ai doma se va întâmpla și la venirea Fiului omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie. De asemenea, el a afirmat istoricitatea primului bărbat și a primei femei, dar și a multor alte persoane și evenimente din Vechiul Testament. De asemenea, Domnul Iisus a spus că este precis din punct de vedere științific. Iisus a afirmat acurateța științifică a cele mai disputate părți a Bibliei, primele 2 capitole ale Genezei, în relatarea lor despre crearea lui Adam și a Evei. Fariseii au pus o întrebare morală: este oare îngăduit să divorțezi de soția ta pentru orice motiv? El a dat un fapt istoric și științific ca baza învățăturii sale morale. Nu ați citit că la început Creatorul i-a făcut bărbat și femeie și a spus: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu soția sa și cei doi vor deveni un singur trup? El a adăugat în altă parte: dacă v-am spus lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede dacă vă voi spune lucruri cerești? De asemenea, Domnul Iisus a spus că are supremație deplină. Iisus a înălțat cuvântul lui Dumnezeu mai presus de cele mai venerate tradiții, învățături umane. Iisus a răspuns: și de ce încălcați porunca lui Dumnezeu de dragul tradiției voastre? Așa anulați cuvântul lui Dumnezeu de dragul tradiției voastre. El a dat cea mai puternică mustrare din Scriptură celor care își înălțau tradițiile mai presus de cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, în predica de pe munte i-a mustrat pe cei care credeau ceea ce auziseră că alții spuneau, care neagă cuvântul scris al lui Dumnezeu. Aceste 7 afirmații despre cuvântul scris al lui Dumnezeu la Vechiul Testament până în acea vreme arată foarte clar că Iisus, în calitate de Fiul al lui Dumnezeu, a afirmat că întregul Vechi Testament este cuvântul scris, inspirat, nepieritor și inerant al lui Dumnezeu, indiferent de ceea ce afirmă din punct de vedere doctrinar, moral, istoric sau științific. De aceea cred ceea ce cred.